Accident înfiorător. Un autocar cu turiști polonezi care circula pe o șosea din județul Maramureș a intrat într-o casă. Șoferul a murit la scurt timp după impact. Se pare că bărbatul ar fi făcut preinfart la volan, iar 51 de persoane au fost implicate în accident. Conform observatoră News.ro, mai multe persoane au fost rănite, iar autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. ISU a anunțat faptul că în autocar se aflau turiști polonezi. Șoferul și ghidul au murit la scurt timp după impact. Centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că pe DN18 în zona localității Moisei din județul Maramureș, șoferul unui autocar a pierdut controlul volanului și a intrat în gardul unei case. La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spuma, două echipaje de descarcerare, trei echipaje zmur, două o autospecială pentru transportul victimelor. Timelor multiple, patru ambulanțe saj și un elicopter medical. Circulația rutieră s-a desfășurat pe un singur fir, alternativ prin dirijarea poliției. Oamenii au încercat să se evacueze pe unul din geamurile autocarului. Din cele 51 de persoane, 6 au fost rănite grav, dintre care o persoană în stop cardiorespirator. 3 persoane au fost transportate la spitalul de recuperare Borșa și două victime au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului. De asemenea, au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, două echipaje de descarcerare, trei echipaje smurd, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, patru ambulanțe saj și un elicopter medical. Numărul echipajelor de intervenție a fost suplimentat.